cele peste 1000 de vulpi din județul Gorj vor fi vaccinate aerian. Un avion care va pleca din capitală va parcurge și zona Olteniei, unde va arunca câte 20 de momeli pe kilometrul pătrat. Inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Animalelor spun că în paralel cu această vaccinare sunt pregătite 1319 momeli care vor fi puse începând cu săptămâna viitoare la toate vizuinele din județ. Se pleacă de la un aeroport de lângă București, un avion special. Se aruncă din avion 20 de momeli pe kilometru pătrat pe toată suprafața României. Avem și 1318 momeli pe care de săptămâna viitoare le vom distribui medicilor veterinari și vor fi puse momeli vaccinale la fiecare vizuină. În acest an în Gorj s-au înregistrat 8 cazuri de rabie. Rabia este o boală incurabilă la om și animale. Rezervorul principal de virus este reprezentat de vulpi. Metoda cea mai eficientă de prevenire a acestei boli este vaccinarea antirabică a vulpilor.